Bună dimineața, am alături de mine foarte, foarte frumoși copilași, abia aștept să-i cunoașteți, dar mai întâi vă invit să urmăriți rubricuțele binecunoscute. Bună dimineața! Astăzi am niște invitați pe care abia aștept să vi prezint. De fapt, vreau să se prezinte singur pentru că eu nu-i cunosc. De fapt, nu-i recunosc. Bună ziua! Cine sunteți? Eu sunt Elsa, cea care face gheață. Oh, și cum se transformă gheața? Păi, cum fac așa cu mâinile, atunci pot să fac gheață. Dar acum nu mi-o activez. Adică aveți puteri miraculoase? Da. Și de unde vă vin puterile? De la această șuviță brunetă? Nu. Mă concentrez și așa îmi vine, îmi vine în cap și mă gândesc la un castel și pot să fac un castel. Foarte interesant. Pe cine avem aici? Sunt clovnul magic. Clovnul magic? Da. Și ce face un clovn magic? Păi face lumea să râdă și când face lumea să râdă, primește puteri magice. Și poți să ne faci și pe noi să râdem? Da. Te rog. Bravo. Mamă, așa Spider-Man cu păr mof, n-am văzut în viața mea. Cine ești tu, domnule? Spider-Man. Cu părul mof? Da. Mi-am pictat singur părul mof. Poftim? Mi-am pictat singur părul mof. Ți-ai pictat părul mof? Da. Păi eu știam că Spider-Man este roșu. Da, roșu cu albastru. Roșu cu albastru și acum are mov. Da. Poți să-ți dai puțin masca jos să te vedem? Doar puțin și-a dat masca, nu? Ce vă mai distrați voi? Nu? Bun, și avem aici Barbie Girl sau nu știu cine este, domnișoară. Barbie. Eu de obicei mă pricep la cântat, dar și la dansat. Și mai pot să fac balet și tot felul. Domnișoară, de ce aveți părul roz? Așa am avut un videoclip și trebuie să mi-l spăl după aia. A, deci aveți o perucă specială pentru videoclip. Păi da, mi-o pot da și jos. Gata. A, tu ești Maia de fapt? Păi cam da. Îmi place și să cânt și să dansez. Da? Te poți Teodora. Așadar, voi sunteți copii de la Gașca Veselă. Acum mi-am dat seama. Da. Da, eu nu sunt cea de la Gașca Veselă, sunt Elsa de adevărat. Ea transformă tot în gheață dacă ești de adevărat. Nu vreau, pentru că o să vă îngheț și pe voi. Și mi-ar fi milă. Din cauza asta nu vrei să transform totul în gheață? Da. Bine, atunci transformă, uite, în palma noastră, așa, un cubuleț de gheață. Nici așa, tot o să vă îngheț. O credem sau nu o credem? Nu o credem! Nu o credem! Hei! Ei, nu-i voi, dacă ea spune că e Elsa, o lăsăm să fie Elsa, da? Da. Tu vrei să fii Cloud sau vrei să fii Julia? Cloud. Păi și Cloud nu-și dă... Spider-Man. Ești Cezar? Nu Spider-Man. Spider-Man. Îmi spuneai mai devreme că Spider-Man nu are timpan? Da. N-am spus asta, nu s-a auzit voi bine. M-am auzit noi bine? Da. Tu știi toate lucrurile despre Spider-Man, dar cine este el de fapt? Omul pe angel. Și ce face el? Se cață pe ziduri. Da. Ai văzut film sau desene cu el? Desene. Da? Desene cu mine. Desene cu tine? Da. Adică tu ești Spider-Man? Da. Vreau să-mi aranjez părul mov. Poate spui la mami să se vopsească și ea mov. Eu am doar bunică. Așa. Vă place să fiți deghizați? Puteți să aveți altă personalitate. Nu? Da. Da? Nu, nu-mi place foarte, foarte tare, dar îmi place puțin. Nu-ți place foarte tare, îmi place. Poftim! Dar tu când vei fi vedetă, că tu vei fi o mare vedetă, cum îți vei face părul? Păi, dacă o să am părul lung, o să vreau să-mi fac un coc.
Așa. Ai avut vreodată părul lung, lung? Da. Pe la 5 jumate ani. Și tu ai vrut să ți-l tai sau mami? Și eu și mami. Ați scăzut de comun acord. Da, imediat va veni spectacolul de balet al meu și până atunci o să-mi crească părul. Cu siguranță. Și o să-ți faci codițe cum vrei tu. Nu stă prea bine asta. Să ți-o aranjez eu? Cum este? Bine, mai bine așa. Cum este? Cum ai spus că este? Prea? Mai bine. Da, prea? Mai bine. Blănoasă? Nu, da, prea blănoasă. Adică peruca este prea blănoasă, nu? Bine, copii, vă mulțumesc tare frumos, sunteți minunați. Păcat că mi-am pus și eu o perucă, dar data viitoare promit să-mi pun, da? Da. Ne vedem săptămâna viitoare. Atenție mare copii, atenție mare părinți, pentru că alături de mine este Adriana și sunt foarte curioasă, abia aștept ce mă mai învață și pe mine, pentru că și eu sunt mămică și la rândul meu copiii mei se plictisesc și trebuie să vin cu idei noi, așa că tu îmi ești de mare ajutor, atât mie cât și telespectatorilor. Mă bucur, Luca. Păi astăzi m-am gândit să confecționăm un cuptor cu microunde de jucărie pentru copii. Perfect. Ideea aceasta mi-a venit în momentul în care, într-un magazin de jucării, băiețelul meu a văzut un cuptor mic și mi-a spus, vreau să mi-l cumper, dar la prețul care l-avea, eu în glumă i-am spus, lasă că mai bine îți confecționez eu unul acasă. Și el n-a uitat acest lucru și m-a tot întrebat, când o să-mi confecționez? Și până la urmă am găsit o cutie potrivită. Și o să vă arăt și vouă astăzi cum putem să confecționăm un cuptor cu microunde. În primul rând avem nevoie de o cutie și vom lipi cu scotch partea de jos ca să nu se deschidă și vom lucra pe partea laterală a cutiei. În această parte vor veni butoanele, așa că nu vom desena nimic și nu vom decupa aici nimic și vom desena două dreptunghiuri mai mari. Dacă avem un copil mai mare, din nou putem să-l implicăm și să ne ajute să desenăm și să proiectăm cuptorul cu microunde. Eu am și desenat aici ușa cuptorului, un dreptunghi mai mare și vom tăia doar aceste trei laturi. Și aici va rămâne fără, deci nu vom tăia ca să putem să deschidem, da. Aici voi și hașura ca să știm că nu vom decupa. Și apoi urmează să decupăm și geamul cuptorului, un dreptunghi mai mic. Aici vom decupa tot dreptunghiul. O să folosim un cutter, asta din nou este treaba adultului. Vom începe să decupăm ușa cuptorului. Să nu uităm, să nu decupăm de tot ușa. Cu siguranță jucăriile fabricate de părinți sunt mult mai interesante decât cele cumpărate din magazin și mai ales dacă copilul dă o mână de ajutor. Așa este și pentru noi ca părinți. Cred că este o experiență foarte plăcută să vezi că ceea ce tu ai reușit să faci cu mâinile tale este o încântare pentru copil. Și trebuie să recunosc că n-am fost tristă când cutia n-a mai rezistat de la atâta joacă și am renunțat la ea. Decupăm încet și geamul. Această jucărie este foarte potrivită pentru jocul imaginativ al copilașilor. Pentru că ei interpretează foarte bine alte roluri și cel mai repede învață prin scenarii. Acum o să încercăm să deschidem ușa, numai să fie sigur că am tăiat cartonul de tot. Mai tragem o dată cu cutterul. Și aici avem ușa. Încercăm aici să-i facem deschizătura. Și apoi scoatem și gemulețul, poate la colțuri încă mai necesită puțin. Și partea mai grea
a trecut. Asta este ușa, aici este gemulețul și în partea aceasta vom lipi și un mâner ca să fie mai ușor pentru copil să o deschidă și aici vom lipi butoanele. Acum, în interior putem pune chiar și o farfuriuță de unică folosință ca să fie cât mai real. Partea aceasta din mijloc nu aruncăm, ne folosim de toate lucrurile pe care le avem, pentru că din această bucățică vom confecționa mânerul. Tăiem o fâșie din carton și o îndoim în forma unui mâner. Pentru cuptorul nostru. Deja aici copilul poate să ne ajute și el. Cam așa o să arate. Vom lipi cu pistolul de lipit. La fel este necesară acțiunea părintelui. Dacă părinții nu au acasă pistol de lipit? Se poate și cu lipici. Sigur, se poate și cu lipici, dar acum eu am optat pentru pistolul de lipit. Am lipit o parte a mânerului, punem puțin lipici. Trebuie să avem grijă că se încălzește destul de tare. Ținem puțin până se lipește și avem și mânerul. Și atunci copilul deschide ținând de mâner. Puțin m-am lipit și eu. Așa arată cuptorul. Și am aici două capace de la cutiile de lapte. Putem să învățăm pe copil că din lucruri care unii le aruncă, noi putem să confecționăm anumite jucării. Și le vom lipi pe partea aceasta unde am zis că vin butoanele. Punem puțin lipici. Și apoi lipim de cutie. Ținem puțin și avem deja un buton. Mai punem un buton mai mic. La fel, punem lipici în jurul capacului. Și pur și simplu îl apăsăm aici pe cutie. Ținem puțin să se lipească. Acum, în partea aceasta, din acest carton care ne-a mai rămas, mai putem să confecționăm mici taste. Tot așa tăiem o fâșie de carton, pe care o tăiem în bucățele mai mici. La fel, dacă avem un copil mai mare, deja poate să ne ajute și în acest mod exersează și cum se taie cu foarfeca. Avem aici patru butoane și o să le lipim aici pe rând. Asta este puțin mai mare, așa că o să-l mai micșorăm. Vom pune puțin lipici. Le lipim și apoi întoarcem cutia. O să mai avem de făcut un singur lucru și anume geamul. Am lipit și butoanele. Deja seamănă cu un cuptor de microunde. Am aici o pungă, o pungă de plastic, o folie. Și vom contura forma geamului. Pur și simplu voi așeza geamul. Și voi desena gemulețul acesta. Dar voi tăia cu un centimetru mai mult decât am desenat eu aici. Asta va fi doar un șablon așa orientativ. Voi tăia cu un centimetru mai mare gemulețul ca să pot să lipesc. Și așa vom obține geamul cuptorului cu microunde. După aceea, când este gata, putem să-l invităm pe copil să pregătească masa jucăriilor de pluș. Pentru mine, eu m-am bucurat foarte mult pentru această activitate, deoarece am putut să implic pe amândoi copilașii mei, deși au vârste diferite. Ce vârste au? Păi, unul are 5 ani jumătate, celălalt are 1 an și jumătate și atunci nu întotdeauna găsesc jocuri care să le placă la amândoi. Cel mare construiește, cel mic dărâma. Acum vom lipi în partea interioară. Păi, poți să mă ajut, sigur. Punem în cele patru colțuri puțin lipici.
Apăsăm puțin până se lipește. Foarte interesantă idee, Adriana. Și eu mă inspir de la alte mămici și atunci mă bucur dacă și alte mămici se pot inspira de la mine. Și aceasta este o activitate care se poate realiza ușor. Nu avem nevoie de materiale foarte scumpe. Și este o activitate plăcută pe care o putem petrece împreună cu copilul nostru. Geamul este gata. Foarte frumos cuptorul cu microunde. Și cred că și copiilor le face plăcere, mai ales dacă avem niște fetițe gospodine. Pot pregăti masa păpușilor. La un moment dat poate fi și pictat, dacă copiii se plictisez. Da, este și indicat. Dacă vor, pot să-l picteze, pot să-l decoreze și... Iar așa avem o activitate care îl ține ocupat pe copil. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Știm că multe preparate alimentare comercializate conțin adaosuri. Acestea sunt chiar atât de nesănătoase? Deja cuvântul adaos presupune că ceva ce am adăugat, dar poate n-ar fi trebuit. Sigur că în comerț au niște rețete, niște procedee care se respectă și așa. Este bine să ne învățăm să citim ingredientele. Să sperăm că producătorii într-adevăr trec toate ingredientele acolo și atunci dacă vedem că sunt prea multe euri, prea multe alte ingrediente care poate nici nu știm ce înseamnă, atunci poate ar trebui să căutăm alt produs. Aș dori să dau câteva exemple și anume... Știm că mezelurile, de exemplu, au culoarea aceea roz, pink, care poate este o culoare apetisantă, poate nici n-am cumpăra mezelurile dacă ar avea o culoare așa, un fel de bej spre maro. Probabil am spune că pentru noi poate nu-s proaspete. E stricat, exact. Trebuie să știți că aceste substanțe cu care se colorează folosesc aceste substanțe și ca și scop de conservare și ca și colorant, sunt niște nitrați și nitriți care consumate sistematic, des, prea mult, sunt factori de risc pentru cancerul de stomac. Asta nu înseamnă că gata, nu mai mâncăm salam, că ne ferim de cancer, nu. Dar ar trebui să ținem măsură. Deci mai rar să fie. În schimb, de exemplu, țăranul când taie porcul, nu-i trece prin minte să pună așa ceva în preparatele, mezelurile de casă, nici nu o să aibă culoarea aceea roz, le afumă în schimb, mă rog, dar ingredientele sunt probabil mai sănătoase. Tot așa ca și adaosuri, de multe ori se pun intensificatoare de gust, se pun alți coloranți, se pun, nu vă supărați, acum am cumpărat săptămâna trecută niște bețișoare de ronțăit pentru câine și acolo se pun coloranți. De ce? Deci pe câine nu o să-l intereseze. N-ar trebui să ne intereseze nici pe noi. Deci chiar dacă un aliment arată mai frumos așa, chiar dacă nu sunt dăunătoare pentru organism, sunt deprisos. Nu cred că au ce căuta acolo în alimentația zilnică. Dintre conservanți se folosește foarte mult și sarea. Sarea în plus nu face bine. După un timp predispune pentru tensiune mare, de exemplu copiii care au consumat în timpul copilăriei lapte de
capră, care conține prea mult sodiu față de laptele de vacă, au șanse mai mari să devină hipertensivi la vârsta de adult decât cei care evită așa ceva. Sigur, asta nu înseamnă că nu gustăm. Ba da, dar nu consumăm sistematic. Se auzea despre... că este foarte sănătos laptele de capră. Da. Într-o vreme s-o auzit și că globul pământesc este de fapt plat, dar s-a dovedit că nu este așa. Așadar, nu este indicat să consume copiii foarte mult lapte de capră? Deci, nu. De evitat, dacă se poate. Așa. Deci asta să nu fie baza. Bine, poate să guste odată, ce știu, odată pe lună să consume, dar nu zilnic, în niciun caz. Despre conserve aș vrea să spun ceva. Conservele, sigur, sunt preparate în așa fel încât sunt închise, etanș, sterilizate și așa mai departe, a se verifica data expirării. De altfel și la alte preparate, pentru că în cască suntem aproape de data expirării sau conserva a suferit ceva modificare de formă, a fost lovită, ce știu. Sau dacă vedem că bombează conserva, așa sunt făcute cutiile de conservă încât sus și jos, capetele sunt mai subțiri și atunci dacă se formează niște gaze înăuntru, atunci bombează. Acestea sunt nu numai că nesănătoase, sunt foarte, foarte periculoase. De la conserve, mă rog, și de la alte mâncăruri, se poate contacta boala denumită botulism, care este o infecție și o intoxicație în același timp foarte gravă. Deci atenție la conserve. În legătură cu semipreparate și cu acele alimente care sunt conservate încât să stea mult timp, aș vrea să spun un lucru. Sunt bune de rezervă. În caz că vine cineva pe neașteptate cu toată familia ce-i pui pe masă. E bine să ai așa ceva acasă, dar nu să le folosești pentru alimentația zilnică. Vă mulțumesc tare frumos! Toast. Two liter ice and one liter.
cic, cic, there, here a cic, there a cic, everywhere a cic, cic, old MacDonald. The dog takes a cat. Hey, oh, the deer.
suntem în studioul Michelino și ne vom distra și de această dată. Am foarte mulți copii și foarte drăguți. Bine ați venit, copii, la lumea copiilor. Sunteți foarte mulți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 copilași. Bine ați venit, ce faceți? Bine. Sunteți bine dispuși? Da. Ia sau. Și eu sunt bine, mulțumesc. Am venit să fac emisiune cu voi, da? Da. Uite, o să vă rog pe fiecare, când zic eu 1, 2, 3 și să vă spuneți numele, da? Da. În cor, 1, 2, 3 și... Stop, că nu ne-am înțeles. Stați-o mai puțin. Dar vă spuneți nume. Vă spuneți numele o singură dată, da? Vă spuneți numele o singură dată, da? 1, 2, 3 și... Bine! Am auzit numele fiecăruia dintre voi, sunteți foarte drăguți. Vreți să ne distrăm și să dansăm astăzi? Ia să vină muzica și să dansăm împreună! Copilași, toată lumea lângă mine, până număr la 3. 1, 2, 3. Ia să văd dacă știți voi cum trebuie să stăm, cu fața la camere sau cu spatele? Cu fața! Bun, atunci toată lumea stă cu fața la camere, da? În continuare ne vom juca un joc. Fiți atenți, ne despărțim în băieței și fetițe. Grupa băiețeilor vine aici, grupa fetițelor vine aici. Ia să văd, tu ce ești, fetiță sau băiat? Băiat. Bun, hai la băieței atunci. Așa, aveți grijă la tobogan să nu vă loviți, mergeți mai încolo puțin. Câți băieței sunteți? 1, 2, 3, 4, 5, 6 și fetițe 1, 2, 3, 4, 5. Vin și eu cu voi ca să fim egali, da? 6 băieți și 5 fetițe, da?
Și fiți atenți ce trebuie să faceți, să vedem cine o să câștige proba. Da? Echipa fetelor și echipa băiețeilor. Eu voi pune o întrebare și, de exemplu, cine poartă rochiță? Dacă va fi echipa fetelor, veți striga fetele. Dacă va fi echipa băieților, veți striga băieții, da? Bun, să vedem dacă ați înțeles. Cine poartă rochiță? Fetele! Cine poartă papion? Da. Cine are codițe? Fetele! Cine poartă tocuri? Fetele! Cine joacă fotbal? Băieții! Cine se dă cu bicicleta? Băieții! Și fetele, nu? Da. Păi da, dacă vă dați și voi să strigați și voi, nu vă lăsați la băieți, da? Cine poartă cercei? Cine poartă ochelari de soare? Și fetele și băieții, nu? Ia, stați puțin aici să vă vedeți, uite, stați așa. Până acum este egalitate, nu? Și fetițele și băieții. Cine se face când crește mare, bineînțeles, și câteodată din când în când la petreceri cu ruj? Cine se dă cu parfum? Fetele! Băieții! Băieții! Și băieții se dau, nu? Da! Cine mănâncă înghețată? Băieții! Băieții! Bun, ați câștigat și băieții și fetele. Haideți să mai dansăm, vreți? Da. Vreți? Bun. Sau vreți să ne mai jucăm un joc, ce vreți? Bun, dar numai dacă stați cu minți, cu fața la cameră. Așa. Și să mă gândesc eu ce joc să ne jucăm. Statuile. Statuile? Da. Bun. Păi ne oprim. Și cine se mișcă se afară din joc. Iese afară din joc. Dar stați un picuț, că eu am pregătit pentru voi. Ia cu fața la cameră, repede, că m-auziți. Am pregătită pentru voi o melodie. Dar înainte să vină melodia, mai bine o surpriză, nu? Da! Stați cu fața la mine. Acum cu fața la mine și cu spatele la cameră. Și să intre surpriza. Să intre surpriza? Da. Meritați oare? Sau să vă mai țin un pic în suspans? Nu. Să nu vă mai țin în suspans? Ba da, vă țin în suspans și ne jucăm un joc. Ascultăm... Să vină surpriza, vreți? Da. Și după aia să ne jucăm. După aia să vă jucați. Atunci trebuie să ne gândim la un personaj din Mickey Mouse. Eu știu. Daisy! Mica, Musca, Mickey Mouse! Mânuța la ochi? Mânuța la ochi! Wow! Hai cu toți la Mickey, el e Mickey Mouse! Vă așteptăm la Mickey, veniți la Mickey Mouse! Este clubul lui Mickey, ne ridicăm și învățăm! Minnie! Mickey! Sunt aici! Este clubul lui Mickey, meritam și învățăm. Așteptăm la Mickey, veniți la Mickey Mouse. Copii, cum îl primim? Îl aplaudăm! Și să-mi spuneți dacă știți voi ce personaj este. Sigur nu este Bugs Bunny. Copilașii, copilașii, jos, jos de aici, da, după emisiune ne jucăm, da? Acum venim jos. Și a venit invitatul nostru și nu-l primim cum trebuie.
Rămâi alături de noi, ești bine? Ești bine? Nu îl trageți de mustă, ce are căldoare, sărăcuțul. Pe voi v-ar place dacă v-am trage de păruț. Nu, așa-i? Bun, haideți să dansăm, copilaș. Va veni o melodie. Mă ascultați? Va veni o melodie și când melodia se va opri, va trebui să faceți și voi pe statuia, da? Da. Bun. Până atunci toată lumea dansează. Când se oprește melodia, vă opriți și voi. Ia să auzim ce melodie vine. Foarte bine v-ați descurcat, toată gașca lângă mine. 1, 2, 3. Copilașii, am numărat până la 3. Cine nu e aici nu se mai joacă cu noi. Ia să văd, 1, 2, 3. Toată lumea este aici, ne-am apropiat de finalul emisiunii. Vă uitați la cameră și le faceți cu mânuța copilașilor de acasă care v-au văzut. Mămicii, tăticului, bunicilor. Așa. Le spunem că ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră și să vină ultima melodie. Da? Vă spuneți numele o singură dată, da?
1, 2, 3 și... Bine! Am auzit numele fiecăruia dintre voi, sunteți foarte drăguți. Vreți să ne distrăm și să dansăm astăzi? Ia să vină muzica și să dansăm împreună! Copilaș, toată lumea lângă mine, până număr la 3. 1, 2, 3. Ia să văd dacă știți voi cum trebuie să stăm, cu fața la camere sau cu spatele? Cu fața! Bun, atunci toată lumea stă cu fața la camere, da? În continuare ne vom juca un joc. Fiți atenți, ne despărțim în băieței și fetițe. Grupa băiețeilor vine aici, grupa fetițelor vine aici. Ia să văd, tu ce ești, fetiță sau băiat? Băiat. Bun, hai la băieței atunci. Așa, aveți grijă la tobogan să nu vă loviți, mergeți mai încolo puțin. Câți băieței sunteți? 1, 2, 3, 4, 5, 6 și fetițe 1, 2, 3, 4, 5. Vin și eu cu voi ca să fim egali, da? 6 băieți și 5 fetițe, da? Și fiți atenți ce trebuie să faceți, să vedem cine o să câștige proba, da? Echipa fetelor și echipa băiețeilor. Eu voi pune o întrebare și, de exemplu, cine poartă rochiță? Dacă va fi echipa fetelor, veți striga fetele. Dacă va fi echipa băieților, veți striga băieții, da? Bun, să vedem dacă ați înțeles. Cine poartă rochiță? Fetele! Cine poartă papion? Băieții! Da. Cine are codițe? Fetele! Cine poartă tocuri? Fetele! Cine joacă fotbal? Băieții! Cine se dă cu bicicleta? Băieții!
Și fetele, nu? Da. Păi da, dacă vă dați și voi, să strigați și voi, nu vă lăsați la băieți, da? Cine poartă cercei? Fetele! Cine poartă ochelari de soare? Și, și fetele și băieții, nu? Ia, stați puțin aici să vă vedeți, uite, stați așa. Până acum este egalitate, nu? Da. Și fetițele și băieții. Cine se face când crește mare, bineînțeles, și câteodată din când în când la petreceri cu ruj? Fetele! Cine se dă cu parfum? Fetele! Băieții! Și băieții! Și băieții se dau, nu? Da! Cine mănâncă înghețată? Bun, ați câștigat și băieții și fetele. Haideți să mai dansăm, vreți? Vreți? Bun. Sau vreți să ne mai jucăm un joc? Ce vreți? Dar numai dacă... Bun, dar numai dacă stați cu minți, cu fața la cameră. Așa. Și să mă gândesc eu ce joc să ne jucăm. Statuile. Statuile. Statuile? Da. Bun. Și tu spui statui și apoi ne oprim. Și cine se mișcă se afară din joc. Iese afară din joc. Dar, dar stați un picuț, că eu am pregătit pentru voi, ia cu fața la cameră repede că m-auziți. Am pregătită pentru voi o melodie, dar înainte să faci să vină melodia, mai bine o surpriză, nu? Da! Stați cu fața la mine, acum cu fața la mine și cu spatele la cameră și să intre surpriza! Să intre surpriza? Da. Meritați oare? Da! Sau să vă mai țin un pic în suspans? Nu! Să nu vă mai țin în suspans? Ba da, vă țin în suspans și ne jucăm un joc. Ascultăm... Să vină surpriza, vreți? Da! Și după aia să ne jucăm. După aia să vă jucați. Atunci trebuie să ne gândim la un personaj din Mickey Mouse. Eu știu! Daisy! Minnie! Musca! Musca! Mickey Mouse! Mânuța la ochi! Mânuța la ochi! Uaaa! Hai cu toți la Mickey, el e Mickey Mouse! Vă așteptăm la Mickey, veniți la Mickey Mouse! Este clubul lui Mickey, ne distrăm și învățăm! Hai la clubul lui Mickey! Prezența! Donald! What, what? Daisy! Aici? Goofy! Pluto! Minnie! Mickey! Sunt aici! Este clubul lui Mickey, veniți și învățăm! Așteptăm la Mickey, veniți la Mickey Mouse! Copii, cum îl primim? Îl aplaudăm! Și să-mi spuneți dacă știți voi ce personaj este. Pluto! Sigur nu este Bugs Bunny. Copilașii, copilașii, jos, jos de aici, da, după emisiune ne jucăm, da? Acum venim jos. Și a venit invitatul nostru și nu-l primim cum trebuie. Rămâi alături de noi, ești bine? Ești bine? Nu-l trageți de mustă, ce are căldoare, sărăcuțul. Pe voi v-ar place dacă v-am trage de păruț. Nu, așa-i? Bun, haideți să dansăm, copilaș. Va veni o melodie. Mă ascultați? Da. Va veni o melodie și când melodia se va opri, va trebui să faceți și voi pe statuia, da? Da. Bun. Până atunci toată lumea dansează. Când se oprește melodia, vă opriți și voi. Ia să auzim ce melodie vine. Mai departe spune tu, spune-mi ce-ai inventat, animalul colorat. Fantezia
Bun, foarte bine v-ați descurcat. Toată gașca lângă mine. 1, 2, 3. Copilașii, am numărat până la 3. Cine nu e aici nu se mai joacă cu noi. Ia să văd. 1, 2, 3. Toată lumea este aici. Ne-am apropiat de finalul emisiunii. Vă uitați la cameră și le faceți cu mânuța copilașilor de acasă care v-au văzut. Mămicii, tăticului, bunicilor. Așa. Le spunem că ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră și să vină ultima melodie. Plop, 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 plop